Școlile nu se vor închide și nici nu vor trece în sistem online din cauza facturilor la încălzire și energie electrică. Este anunțul făcut de Ministrul Educației după ce primarii din mai multe localități le-au cerut directorilor de școli să facă economii. Și chiar au recomandat ca temperatura în clase să nu depășească 20-21 de grade. Și universitățile caută soluții pentru a reduce costurile. Multe vor opta și pentru cursuri online.